Sfântă Trăime, îți jertfim calea Sfintei Cruci ca să cinstim și să lăudăm maestatea Ta, să-ți mulțumim pentru marele har al mântuirii și să aducem ispășire pentru păcatele noastre și pentru sufletele din purgator. Iisuse, Tu ai îndurat moartea pe cruce pentru mântuirea noastră. Te rugăm, trezește în inimile noastre o căință adevărată pentru păcatele săvârșite și dă-ne o încredere nestrămutată în meritele Tale. Fă să Te urmăm pe calea stropită cu sângele Tău, în așa fel încât să ajungem la fericirea veșnică. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Hristos e osândit la moarte, căci oamenii l-au acuzat, deși Pila știa prea bine că Domnul e nevinovat. Stațiunea întâi. Iisus este osândit la moarte. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus este hotărât să sufere chinurile nedrepte la care îl osândește Pilat. Doamne Dumnezeul meu, osândit pe nedrept la moarte, Te rog să-mi dai putere să rapt cu blândețe când mi se va face vreo nedreptate, ca astfel să fiu asemenea Ție. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea a doua. Iisus ia crucea pe umeri.
Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus îmbrățișează crucea, o ia pe umerii săi și o duce cu resemnare. Mântuitorul meu, tu care ai purtat cu resemnare crucea încărcată cu păcatele mele, fă ca și eu să-mi port fără plângeri crucea datoriilor mele zilnice și să sufăr cu răbdare neplăcerile ce-mi ies în cale. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Iisus, înătâia vară cade, puterile l-au părăsit, prea mare Stațiunea a treia. Iisus cade întâia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade sub povara crucii, dar gândindu-se la mântuirea mea, se scoală fără șovăire și-și urmează calea spre Golgota. Mântuitorul meu, la prima ta cădere sub povara crucii, îmi amintesc de păcatele mele și de primele mele căderi. Doamne, prin meritele suferințelor tale, te rog, iartă păcatele mele. Ca și tine, vreau să mă scol cu mai multă hotărâre și să urmez cu mai multă dragoste calea pocăinței. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea a patra. Iisus o întâlnește pe Maica sa îndurerată. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Preasfânta Fecioară îl însoțește pe Fiul ei iubit în toate suferințele sale. Ea este și mama mea și mă însoțește pe calea vieții. Mântuitorul meu, pentru durerile ce le-ai simțit când te-ai întâlnit pe drumul Calvarului cu mama ta prea sfântă, te rog, dă-mi iubirea cea mai curată și devotată față de ea. Și eu sunt fiul ei și vreau să o cinstesc tot timpul vieții mele. Maică îndurerată, roagă-te pentru mine. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi.
Bună sila, Simon, din cerene, îi duce crucea lui Iisus. Dacă cunoaște cine-i Domnul, devine ucenic supus. Stațiunea a cincea. Simon din Cirene îl ajută pe Iisus să-și ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Nu de bunăvoie, ci silit, îl ajută Simon din Cirene pe Iisus să-și ducă crucea. Însă el cunoaște în curând cine este Iisus, și duce cu bucurie povara crucii. Doamne Iisuse, care i-ai deschis ochii lui Simon din Cirene, deschide și ochii sufletului meu ca să cunosc voința ta în greutățile pe care le întâmpin și ajutat fiind de tine să le port cu răbdare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi! Stațiunea a șasea. Veronica șterge fața lui Iisus cu o maramă. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus își întipărește fața plină de sudoare, praf și sânge pe marama ce-i întinde Veronica cea miloasă. Doamne, știu că numai prin suferință voi putea reproduce în mine chipul Tău. Te rog, deci, să-mi dai putere ca prin muncă și suferință să devin tot mai asemănător cu Tine, Dumnezeul meu. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi! Din nou Hristos sub cruce cade, căci e atât de copleșit de acea mulțime de Stațiunea a șaptea. Iisus cade a doua oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Istovirea lui Iisus crește, drumul urcă, crucea îl apasă tot mai greu și îl cade a doua oară. Doamne, și eu cad deseori în păcat. După fiecare cădere, ridicarea este tot mai anevoioasă. Dar după pilda Ta și cu ajutorul Harului Tău, vreau să mă scol cu hotărâre și fără întârziere. Printr-o spovadă bună, vreau să dobândesc puteri noi ca să Te urmez. Ajută-mă, Doamne! Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus.
Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea a opta. Iisus mângâie femeile din Ierusalim care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântă, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Văzând femeile ce plâng de mila lui, Iisus uită de suferințele sale și le mângâie. Mântuitorul meu, tu ai trăit toată viața pentru alții și chiar în suferințele tale găsești cuvinte de mângâiere pentru cei întristați. Dă-mi putere să pot renunța la dorințele mele deșarte și să găsesc cuvinte de mângâiere pentru cei care suferă în jurul meu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi, când pentru a treia oară cade, călăi îl împing și le fac, și noi ne asemănăm cu dânsii, atunci când face un păcat. Stațiunea a noua. Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântă, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade pentru a treia oară sub povara crucii, dar se ridică și cu ultimile puteri urcă muntele Calvarului. Mântuitorul meu, pe tine nu te-am putut întoarce nicio greutate. Privind la tine, mă rușinez când mă gândesc de câte ori am uitat de propunerile mele bune. Prin meritele căderilor tale, te rog, dăruiește-mi puterea trebuincioasă, ca să nu mă abat de la propunerile mele bune. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea a zecea. Iisus este despuiat de hainele sale. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântă, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Călăii smulg fără milă hainele lipite de rănile Mântuitorului, lăsându-l fără îmbrăcăminte în fața mulțimii. Doamne Iisuse Hristoase, ai voit prin rușinea despuierii tale în fața mulțimii să aduci în destulări pentru lipsa mea de bună cuvință în vorbe, purtare și îmbrăcăminte. Îți promit că îmi voi înfrâna gândurile, privirile și vorbele și voi cinsti trupul meu și a altora ca pe un templu al lui Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi! Hristos e răstignit pe cruce și curge sângele. Ele
ne suferă ca să ne spele de răutate și păcat. Stațiunea a 11-a. Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus își lasă mâinile și picioarele în voia călăilor care le pironesc pe cruce. Doamne Iisuse Hristoase, prin pironirea mâinilor și picioarelor tale, ai voit să ne dai un exemplu de ascultare desăvârșită. Tu ai fost ascultător până la moarte, până la moartea pe cruce. După exemplul ascultării tale, vreau să urmez poruncile tale sfinte, chiar dacă trebuie să răstignesc dorințele mele păcătoase. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea a 12-a. Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Ajuns la capătul suferințelor sale, Iisus, aplecându-și capul, își dă sufletul. Iisuse, Mântuitorul meu, Tu ai împlinit tot ce ți-a încredințat Părintele Ceresc în chipul cel mai desăvârșit. După exemplul Tău, vreau să trăiesc cu totul după chemarea mea și să-mi îndeplinesc datoriile, chiar și cele neplăcute, în chipul cel mai desăvârșit din iubire către Tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi! Trupul-i dat jos de pe cruce și brațele Mariei pus. Cine ar putea simți mâhnirea cu care îl plânge pe Iisus? Stațiunea a 13-a. Iisus este dat jos de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Ucenicii coboară trupul lui Iisus de pe cruce și îl pun în brațele Maicii sale îndurerate. Cine ar putea măsura suferințele tale, Mamă îndurerată? Ele sunt fără număr, ca și răutatea oamenilor care l-au răstignit pe Fiul Tău iubit. Pentru durerea ce ai simțit-o la vederea trupului neînsuflețit al Mântuitorului meu, te rog, primește-mă și pe mine, ca pe un copil al Tău și învrednicește-mă în ceasul morții de prezența Ta. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne.
miluiește-ne pe noi. Stațiunea a 14-a. Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Ucenicii și femeile care l-au urmat pe Iisus până la Carvar așează trupul său într-un mormânt nou săpat în stâncă. În liniștea mormântului, trupul lui Iisus așteaptă 3 zile clipa învierii sale. Doamne Iisuse Hristoase, Tu aștepți în liniște și tăcere pe altarele noastre să Te viziteze toți cei osteniți și împovărați. În nevoile și suferințele mele voi căuta și eu mângâiere și alinare în fața altarului Tău. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. O, Doamne, noi am fost pricina, că așa de mult ai suferit, dar Tu Stațiunea a 15-a. Iisus învie glorios din morți. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. La 3 zile după ce a fost înmormântat, Hristos sfarmă lanțurile morții și învie glorios. O, Iisuse, prin sfânta ta înviere, Tu ai dovedit că ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu care ne-a dus mântuirea. Te rog, dă-mi putere să privesc cu seninătate toate încercările vieții, știind bine că Tu care ai învins lumea, rămâi în mijlocul fraților tăi până la sfârșitul veacurilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Dumnezeule, care pentru mântuirea lumii ai voit să te naști, să fii tăiat împrejur, lepădat de iudei, vândut cu o sărutare de Iuda trădătorul, să fii legat cu furii, dus la moarte ca un miel nevinovat, să fii înjosit înaintea lui Ana, Caiafa, Pilat și Irod, învinovățit pe nedrept, biciuit, batjocorât, scuipat, încununat cu spini, pălmuit și bătut cu vergi, despuiat de haine, pironit și înălțat pe cruce, întovărășit de tâlhari, adăpat cu fiere și oțet și străpuns cu sulița. Te rog, Doamne, prin aceste sfinte dureri ale Tale, pe care eu, nevrednicul, le meditez cu evlavie, precum și prin crucea și moartea Ta sfântă, izbăvește-mă de chinurile iadului, și binevoiește a mă conduce acolo unde L-ai dus pe tâlharul cel răstignit cu Tine, Tu care, fiind Dumnezeu, viețuiești și domnești împreună cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor.
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu voi. Să celebrați această Sfântă Liturghie pentru răposații Petru, Ecaterina, Clement, Iulian, Valentin, Leonard și cei uitați, și a doua intenție pentru răposatul Dumitru. Iubiți credincioși, dragi radioascultători ai postului Radio Maria, în această zi de miercuri ne încredințăm Bunului Dumnezeu prin mijlocirea Sfântului Iosif, pentru ca perioada de post pe care am început-o să fie rodnică în convertire, să fie rodnică în apropierea noastră cât mai intensă de Dumnezeu, de comuniunea cu Dumnezeu, pentru a lua parte cu vrednicie la Sfânta Liturghie, după ce ne-am rugat împreună Calea Sfintei Cruci,
Cerem din nou iertare Bunului Dumnezeu pentru infidelitățile noastre. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Credincioșilor tăi și ajută-i ca mortificându-și trupul prin pocăință să se întărească sufletește prin roadele faptelor bune. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Ninivitenii au părăsit calea lor cea rea. Citire din cartea profetului Iona. În zilele acelea, cuvântul Domnului a fost către Iona a doua oară. Ridică-te, mergi la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo vestea pe care ți-o spun eu. Iona s-a ridicat și a mers la Ninive, după cuvântul Domnului. Ninive însă era o cetate foarte mare, cât 3 zile de mers. Iona a strigat în cetate, mergând o zi întreagă, striga și zicea: încă 40 de zile și Ninive va fi distrus. Și au crezut oamenii din Ninive în Dumnezeu. Au vestit un post și s-au îmbrăcat cu sac de la cel mai mare până la cel mai mic dintre ei. Cuvântul a ajuns la regele din Ninive. S-a ridicat de pe tronul său și a îndepărtat mantia de pe el, s-a acoperit cu sac și s-a așezat pe cenușă. A făcut să se strige și să se zică în Ninive un decret al regelui și al mai marilor lui. Niciun om și niciun animal din cireadă și din turmă să nu guste nimic, să nu pască și să nu bea apă. Să se acopere oamenii și animalele cu sac și să-L invoce pe Dumnezeu cu putere, să se întoarcă fiecare de la calea lui cea rea și de la violența lui. Cine știe dacă Dumnezeu nu se va întoarce și se va îndura. Poate se va întoarce de la mânia lui aprinsă și nu vom pieri. Dumnezeu a văzut faptele lor, că s-au întors de la calea lor cea rea și a regretat răul pe care spusese că îl va fi făcut și nu l-a mai făcut. Cuvântul Domnului. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui.
dreptate și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o desprețuie. Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, și un duh statornic înnoiește în lăuntrul meu. Nu mă alunga de la fața ta și Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o desprețuie. Pentru că jertfele nu-ți sunt plăcute și chiar dacă ți-aș aduce arderile de tot, nu te-ar mulțumi. Jertfa mea, Dumnezeule, este Duhul smerit, inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Laudă ție, Hristoase, Rege de mări. Căci eu sunt milostiv și îndurător. Laudă ție, Hristoase, Rege de mărire. Laudă ție, Hristoase, Rege de Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, pe când mulțimea se îngrămădea în jurul lui, Iisus a început să le spună: această generație este o generație rea, caută un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul lui Iona. Căci așa cum Iona a devenit un semn pentru niniviteni, tot așa va fi și Fiul omului pentru această generație. Regina din Sud se va ridica la judecată cu oamenii acestei generații și îi va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon. Și iată, aici este unul mai mare decât Solomon. Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată cu generația aceasta și o vor condamna, pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona. Și iată, aici este unul mai mare decât Iona. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus și Maria. Iubiți credincioși, în săptămâna trecută, vinerea trecută, am meditat împreună, referitor la Sfânta Liturghie, începutul Sfintei Liturghii. Era vorba despre ieșirea preotului la altar, îngenunchierea preotului, sărutarea altarului, semnul Sfintei Cruci și salutul pe care preotul îl adresa credincioșilor și răspunsul credincioșilor la acest salut. Trebuie să fim atenți
la fiecare gest pe care îl facem în timpul Sfintei Liturghii. Referitor la îngenunchiere, poate că, așa cum și Sfânta Cruce o facem câteodată în grabă, aruncăm o cruce, așa cum se spune, poate și îngenunchierea o facem uneori într-un mod sau altul, chiar dacă poate avem, suntem mai tineri, avem posibilitatea să facem o îngenunchiere frumoasă. Mă amintesc de rectorul nostru de la seminar, Părintele Anton Trifaș, ziua comemorării morții lui a fost la sfârșitul lui februarie, este înmormântat la Horlești, care când ne vedea pe noi la seminar, noi seminariștii mai tineri, mai din ultimii ani, care urcam pe scări, mergeam în capelă la adorație sau la vizita Sfântului Sacrament sau la Sfânta Liturghie, rugăciunile de dimineață și de seară, dânsul stătea și ne observa cum mergem pe scări, cum intrăm în capelă, dacă suntem atenți, pioși, și cum îngenunchem, cum ne facem semnul Sfintei Cruci. Și câteodată venea și ne spunea moșnegilor, pentru că eventual noi ne mai țineam de o bancă, ne încovoiam într-o parte. Iată, e necesar ca să fim atenți, e un gest de delicatețe pe care îl facem față de Iisus din Sfânta Taină. În sensul acesta aș vrea să vă spun un episcop de Geneva, Monseniorul Mermilot, spune că odată, pe când era paroh, s-a dus să încuie biserica seara și a mai rămas puțin în fața Sfântului Sacrament și a făcut adorație. Și apoi s-a ridicat, a făcut semnul Sfintei Cruci, a îngenunchiat cu multă pietate, cu multă delicatețe și a voit să iasă. La un moment dat a auzit un zgomot în biserică. S-a întors și a văzut o doamnă după un stâlp al bisericii. Și întreabă, ce faceți aici? Cum ați intrat aici? Când ați intrat? Părinte, scuzați-mă, eu nu cred, aș vrea să cred, dar nu pot să cred. Și de aceea, pentru că am ascultat predicile dumneavoastră despre Sfânta Euharistie, prezența lui Iisus în Sfânta Euharistie, am voit să mă conving dacă dumneavoastră credeți într-adevăr în prezența reală a lui Iisus în Sfânta Euharistie. Și gestul dumneavoastră de acum, că ați stat în biserică, că ați făcut câteva momente de adorație și mai ales modul, felul în care dumneavoastră ați îngenunchiat, m-a convins. Vă rog să mă ajutați să-mi recapăt credința. Iată, iubiți credincioși, cum zic, un gest poate să fie spre scandalul sau spre ridicarea cuiva. În seara aceasta vrem să ne oprim asupra actului penitențial, asupra modului în care noi, prezentându-ne în fața altarului, vrem să fim pregătiți. Deja am vorbit data trecută despre pregătirea remotă, pregătirea îndepărtată, când pornim de acasă, ne gândim, avem intenția să mergem la biserică, suntem reculeși pe drum, intrăm în biserică cu multă atenție, cu multă evlavie. Ei bine, după ce se face salutul, iată că noi trebuie să facem actul penitențial, actul prin care noi ne prezentăm în fața Domnului și conștienți fiind de vinovăția noastră, conștienți fiind de păcatele noastre, conștienți fiind de căderile noastre, de slăbiciunile noastre, mai mici sau mai mari,
Vrem ca să ne prezentăm în fața Domnului cu inima curată. Didahia este o scriere din secolul I și ni se spune, acolo se face o recomandare, printre alte recomandări care se fac creștinilor. Se spune, adunați în ziua Domnului, frângeți pâinea și aduceți mulțumire după ce v-ați mărturisit păcatele, pentru ca jertfa voastră să fie curată. Iar Sfântul Apostol Paul, în scrisoarea către Corinteni, prima scrisoare către Corinteni, capitolul 11, ne spune, cine mănâncă în mod nevrednic pâinea și bea sângele Domnului, se face vinovat de trupul și de sângele Domnului. De aceea fiecare să se examineze și apoi să mănânce din această pâine și să bea din acest potir, căci de altfel își mănâncă și își bea propria osândă. Fiți sfinți, pentru că eu, Domnul Dumnezeul vostru, sfânt sunt. Iată, când ne prezentăm în fața Domnului, când vrem să ascultăm cuvântul Domnului, cuvântul mântuitor al Domnului, când vrem să participăm la masa euharistică și să ne prezentăm spre altar pentru a primi trupul Domnului, trebuie să fim pregătiți, trebuie să fim curați. Și de aceea, dacă fiecare dintre noi, nu cred că este cineva în biserică, în momentul de față, care să spună, eu n-am niciun păcat. Dacă fiecare dintre noi este conștient de vinovăția sa, atunci este binevenită această rugăciune, un act penitențial, un act prin care noi recunoaștem păcatele, le mărturisim și îi cerem iertare lui Dumnezeu. Actul acesta penitențial are patru părți. Mai întâi este invitația pe care o face preotul, fraților, să ne recunoaștem păcatele, ca să putem celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Atenție! Spune preotul să ne recunoaștem păcatele, se cuprinde și el în masa credincioșilor care vin la Sfânta Liturghie. Îi invită pe toți ca să se gândească în ce stare se află sufletul propriu atunci când vine în fața Domnului pentru a participa la Sfânta Liturghie. Și apoi urmează un moment de pauză, un moment de tăcere. Și fiecare în momentul respectiv, momentele respective, câteodată e mai lungă, câteodată mai scurtă, la radio duminică dimineața o facem scurtă pentru ca să nu existe acele întreruperi. Fiecare în acel moment de pauză și de tăcere trebuie să stea în fața Domnului. Poate stă cu ochii închiși, plecat, cu capul plecat, poate stă cu ochii închiși și își imaginează Domnul este într-adevăr în fața mea, Domnul este în mijlocul nostru pentru că unde doi sau trei se adună numele meu, acolo sunt și eu. Eu am venit la Sfânta Liturghie, vreau să profit din cuvântul Domnului, vreau să profit din legătura mea pe care o am acum, că sunt foarte, foarte aproape de altar, foarte aproape de trupul Domnului, foarte aproape de momentul în care eu mă voi împărtăși. Bine, și atunci mă gândesc, Doamne, cum stau eu în fața Ta? Care este situația sufletului meu? Cu ce am greșit? Da, am multe păcate. Te rog, iartă-mă. O face în sine,
dar apoi o face împreună cu preotul și împreună cu toți cei care participă la Sfânta Liturghie. O face atunci când preotul începe: mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților. Fiecare îi mărturisește pentru sine însuși lui Dumnezeu propria vinovăție și mărturisește și în fața celorlalți vinovăția sa. În liturghia veche, dinainte de conciliu, preotul stătea la treptele altarului, era numită rugăciunea treptelor, stătea jos în mijlocul altarului, în fața altarului, și în dreapta și în stânga erau ministranții și recita preotul odată mărturisesc lui Dumnezeu și se îndrepta: mărturisesc Dumnezeu și vouă, fraților, și apoi recitau din nou ministranții și poporul în tăcere același lucru. Iată cât de important este acest act de însușire a vinovăției și de mărturisire a vinovăției. Mărturisesc lui Dumnezeu că am păcătuit cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. În momentul de tăcere ne-am gândit la toate, poate că e greu ca să ne gândim la fiecare lucru în parte, dar aici ne mărturisim în general tot ceea ce am greșit cu gândul, cu cuvântul, cu fapta sau cu omisiunea. Iată, e important că în liturgia nouă, în mărturisesc lui Dumnezeu, s-a introdus și acest punct: am păcătuit și cu omisiunea, prin faptul că am omis să săvârșesc binele, să fac binele. De aceea rog pe Dumnezeu, rog pe Preasfânta Fecioară Maria, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Vedeți, solidaritatea aceasta și comuniunea aceasta de rugăciune, toți ne mărturisim unii altora și toți suntem conștienți de vinovăție, de păcat, și toți suntem conștienți că avem nevoie de rugăciunea celorlalți. De aceea e bine ca atunci când participăm la Sfânta Liturghie știm, să ne amintim: da, mă rog pentru mine, mă rog pentru cei dragi ai mei, mă rog pentru cei din biserică, mă rog pentru lumea întreagă și pentru ispășirea păcatelor lumii întregi. De ce facem acest lucru, iubiți credincioși, această mărturisire? Pentru că avem conștiința păcatului, avem conștiința vinovăției și pentru că avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Și de aceea o cerem și o cere preotul, spunând: miluiască-se de voi, miluiască-se de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Și apoi urmează ca o încheiere rugăciunea Chirie. Iată, am venit la mijloc tocmai pentru a vă spune că această rugăciune de care privește actul penitențial are mai multe forme. Noi suntem obișnuiți cu forma lungă, dar există și alte forme. Doamne, ai milă de noi, căci am păcătuit împotriva Ta. Arată-ne, Doamne, milostivirea Ta și dă-ne mântuirea Ta. Sau altă formulă: Tu care l-ai trimis să îi tămăduiești pe cei, l-ai trimis pe Fiul Tău ca să îi tămăduiești pe cei cu inima căită, Doamne, miluiește-ne. Tu care ai venit să-i chem pe cei păcătoși, Hristoase, miluiește-ne. Tu care șezi de-a dreapta Tatălui,
ca să mijlocești pentru noi, Doamne, miluiește-ne. Și apoi, dacă e vorba de chirie sau de ceea ce intonează organistul, sunt diferite forme, diferite cântări care tocmai scot în evidență această necesitate a omului credincios de a se adresa lui Dumnezeu după ce și-a mărturisit vina, de a se adresa lui Dumnezeu cerându-i iertare. Rugăciunea chirie înseamnă: Doamne, miluiește-ne, Doamne, îndură-te de mine. Ne amintim de pelerinul rus și de rugăciunea inimii din 1800, la sfârșitul secolului al XIX, 1884-1870 a fost scrisă această cărticică care scoate în evidență tocmai acest lucru. Doamne, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine, păcătosul, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Sunt forme diferite, amândouă sunt frumoase. Îndură-te de mine, alta, îndură-te de mine, păcătosul. E bine, e rugăciunea inimii. În momentul în care omul credincios simte această necesitate de a-i cere iertare lui Dumnezeu, atunci inima se încălzește, atunci ființa întreagă este pregătită să participe cu bucurie la Sfânta Taină, la celebrarea Sfintei Jertfe. Tot despre rugăciunea chirie găsim în secolul al IV-lea un jurnal a unei pelerine, probabil spaniole, care a mers Egeria sau Eteria, alții spun că ar fi Sfânta Silvia, care, voind să ajungă în Țara Sfântă, trece prin Constantinopol și în Țara Sfântă vede, observă și notează cu amănunțime tot ceea ce cred și trăiesc creștinii acolo. Și vorbește tocmai despre această rugăciune Kyrie eleison, pe care creștinii o repetau mereu și mereu. Această rugăciune s-a introdus apoi și în Biserica Occidentală, mai târziu în secolul al XI-lea. Dar pentru că vorbim de Doamne, miluiește-ne, particip de multe ori cu multă atenție și cu multă evlavie și bucurie la liturgia orientală, ortodoxă sau greco-catolică. A numărat vreodată cineva de câte ori în liturgia aceasta orientală se repetă această invocație după invitația preotului sau după o rugăciune pe care o spune preotul: Doamne, miluiește-ne, Doamne, îndură-te de noi, Doamne, îndură-te spre noi, de foarte multe ori, în mai multe părți ale Sfintei Liturghii. E bine, acest lucru se face pentru a conștientiza pe cei prezenți de necesitatea recunoașterii vinovăției și a cererii de iertare. Odată un principe oriental s-a adresat unui călugăr bonz, așa, și îi spune: de ce tu spui mereu, sau în credința voastră se spune că dacă cineva a săvârșit numai fapte bune în viața sa și la sfârșitul vieții sale a săvârșit un păcat, nu se mai mântuiește? Și atunci el spune: principe, iată, dacă eu arunc o piatră în mare sau în apă sau într-un ocean, acea piatră stă la suprafață sau se scufundă? Bineînțeles că se scufundă. Dar dacă eu arunc 10 de pietre
și grele de tot, le arunc într-o corabie. Acele pietre se scufundă sau rămân la suprafață? Bineînțeles că rămân la suprafață. Ei bine, același lucru se întâmplă și cu cel care poate în viața sa a făcut multe fapte bune, dar atunci când s-a prezentat în fața Domnului, totul s-a șters din cauza unui păcat pentru care n-a cerut iertare lui Dumnezeu și nu a primit iertarea lui Dumnezeu. Bine, iată, iubiți credincioși, este necesar ca noi să ne aflăm în această barcă a iubirii și a milostivirii, a îndurării lui Dumnezeu. Și ne aflăm în această barcă atunci când ne batem pieptul și spunem: Doamne, îndură-te de mine. Ne aflăm în această barcă atunci când îi cerem iertarea lui Dumnezeu și atunci când, cerând și sprijinul sfinților, a îngerilor, îi rugăm să ne ajute ca să rămânem curați. Vrem așadar, iubiți credincioși, ca de fiecare dată când ne prezentăm la Sfânta Liturghie să avem această atitudine și această dispoziție absolut necesară pentru ca să fim curați la suflet, pentru ca Domnul să privească cu bunăvoință, cu bucurie, cu iubire asupra noastră, să se îndure de noi. Dacă avem un păcat de moarte, așa cum spunea Sfântul Apostol Paul sau cum spunea textul din Didahia, este necesar mai întâi să ne împăcăm cu Dumnezeu și avem posibilitatea, confesionalele sunt ocupate și mergem pentru ca să ne putem împărtăși, mergem și ne mărturisim păcatul. Dacă avem păcate ușoare, păcate veniale, acelea se iartă prin acest act de la începutul Sfintei Liturghii, dar nu strică dacă mergem și pentru aceste păcate mici, ușoare, veniale, la scaunul de spovadă din când în când și le mărturisim, pentru că în felul acesta se mărește în noi harul lui Dumnezeu, se mărește între noi și Dumnezeu această legătură, se aprofundează această legătură a noastră cu Dumnezeu și ne simțim mai bine, ne simțim mai pregătiți pentru a participa la Sfintele Taine. Lăudat să fie Iisus și Maria. Fraților și surorilor, ascultând chemarea Mântuitorului și urmând îndemnul Sfintei Biserici, să cerem de la Dumnezeu Atotputernicul harurile trebuincioase pentru a continua cu sârguință lucrarea de reînnoire a vieții noastre. Doamne Iisuse Hristoase, calea, adevărul și viața, sfințește Biserica Ta în aceste zile de har și pregătește-o pentru sărbători, cum se cuvine. Te rugăm, ascultă-ne! Atrage inimile noastre prin harul Tău la rugăciune și pocăință. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le tuturor credincioșilor care s-au îndepărtat de harul Tău. Te rugăm, ascultă-ne! Călăuzește la credință pe toți cei care au început să cunoască învățătura Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Aprinde noi iubirea adevărată față de prieteni și dușmani. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le celor care au murit cu speranța învierii, harul să se împărtășească de viața Ta dumnezeiască în glorie. Te rugăm, ascultă-ne! Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, nu privi la păcatele noastre, ci la jertfa de ispășire a Fiului Tău. Ai milă de noi și ne iartă,
prin Hristos Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, să-i lauda și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și al întregii Sfintei Sale Biserici. Îți oferim, Doamne, darurile pe care Tu însuți ni le-ai dat, ca să le închinăm numelui Tău. Te rugăm ca, transformându-le pentru noi în sacrament, să ne dai harul de a dobândi prin ele tămăduire veșnică prin Hristos Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi. Și cu tău. Sus inimile. Le avem la noi. Să mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vrednic și drept. Cu adevărat, vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu. Tu, spre mântuirea fiilor tăi, ai orânduit un timp deosebit în care să-și redobândească curăția inimii. Și înlăturând din suflet pornirile dezordonate, în așa fel să se ocupe de cele trecătoare, încât să răvnească pururi bunurile vieții veșnice. De aceea, împreună cu toți sfinții și îngerii, te lăudăm zicând fără încetare. Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi
trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru, Petru, cu Episcopul Auxiliar, Aurel, și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta, și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu Fecioară Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția
Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea. Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Voi tineri pline de viață, alegeți calea dreaptă. Hristos din tabernacol cu dragoste vă așteaptă. El este atotputernic de oameni iubitori, pe toți să vă ocrotește, la El veniți cu dor. Creștini să ne dăm mâna, să mergem împreună la masa să risipiască tot binele și harul, iar răul să-l sporească. Atunci un glas ne cheamă, e Domnul bun și sfânt, la dânsul nitoria, la El venim cu avânt. Creștință ne dăm mâna, să mergem împreună la masa Domnului. În valea suferinței, lipsiți de mângâiere, noi parte avem de lacrimi, de chin și de durere, dar o speranță sfântă spre veșnicul izvor ne înalță peste lacrimi, la El venim cu dor. Creștință ne dăm mâna, să mergem împreună la masa Să ne rugăm. Dumnezeule, care nu încetezi să ne hrănești cu tainele sfinte, dă-ne, te rugăm, harul ca întăriți de acest dar al Tău, să ajungem la viața fără de sfârșit prin Hristos Domnul nostru. Amen. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maică de Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Iată slujitoarea Domnului. Fie mie tot cuvântul tău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ca să ne facem regi de păcătuințele lui Hristos. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea Lui Hristos, Fiul Tău, să fie conduși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngerea lui Dumnezeu, care ești văzitorul meu, luminează-mă în această noapte. Păzește-mă, povățuiește-mă și ocrotește-mă pe mine, care sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Preasfântă inima lui Iisus, miluiește-ne pe noi. Inima neprihănită a Mariei, roagă-te pentru noi. Sfinte Iosife, roagă-te pentru noi. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Ocrotește, Doamne, poporul tău, și curăță-l cu milă de toate păcatele, căci dacă nu-l va stăpâni nicio nelegiuire, nimic potrivnic nu-i va dăuna, prin Hristos Domnul nostru. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim.